Iertarea, din punct de vedere spiritual, este un concept profund și semnificativ care transcende simpla acțiune de a scuza sau a trece cu vederea greșelile altora. Ea implică o transformare interioară și un proces de eliberare a resentimentelor și furiei, permițând astfel o stare de pace și armonie interioară. Iată câteva aspecte esențiale ale iertării din punct de vedere spiritual. 1. Eliberarea de răni emoționale. Iertarea presupune eliberarea de durere și rănile emoționale cauzate de alții. Acest proces nu înseamnă uitarea sau justificarea comportamentului nedrept, ci înseamnă alegerea de a nu mai lăsa acea durere să ne controleze viețile. 2. Reconcilierea cu sinele. Înainte de a putea ierta pe alții, este adesea necesar să ne iertăm pe noi înșine pentru greșelile făcute. Acest lucru presupune acceptarea propriei umanități și imperfecțiuni, recunoașterea faptului că fiecare persoană face greșeli și învățarea din acestea. 3. Practica compasiunii. Iertarea, din punct de vedere spiritual, implică dezvoltarea compasiunii față de cei care ne-au greșit. Aceasta nu înseamnă că trebuie să aprobăm acțiunile lor, ci să înțelegem că și ei, la fel ca noi, au propriile lor lupte și suferințe. 4. Legătura cu Divinul. Pentru multe persoane, iertarea este legată de credințele lor spirituale sau religioase. A se conecta cu o putere superioară poate oferi puterea și înțelepciunea necesare pentru a ierta. În multe tradiții spirituale, iertarea este văzută ca un act sacru care aduce vindecare atât pentru cel care iartă, cât și pentru cel care este iertat. 5. Vindecare și creștere spirituală. Procesul de iertare poate conduce la o vindecare profundă și la creșterea spirituală. Eliberând resentimentele, ne deschidem inimile către iubire și compasiune, ceea ce ne permite să trăim într-o stare de pace interioară și să avem relații mai sănătoase și mai armonioase cu cei din jurul nostru. 6. Transformarea interioară. Iertarea este adesea văzută ca un act de transformare interioară, care schimbă percepția noastră asupra suferinței și a vieții în general. Acest proces ne ajută să ne eliberăm de gândurile și emoțiile negative, să ne îmbrățișăm propria putere de a alege pacea și să trăim în conformitate cu valorile noastre spirituale. 7. Exemple și învățături spirituale. Multe tradiții spirituale și religioase oferă exemple și învățături despre importanța iertării. De exemplu, în creștinism, iertarea este centrală, așa cum este ilustrat în rugăciunea Tatăl nostru și în învățăturile lui Isus. În budism, practica iertării este parte a căii de eliberare de suferință și atingerea iluminării.
Iertarea din punct de vedere spiritual este așadar un proces profund și complex, care ne ajută să ne eliberăm de poverile emoționale și să trăim o viață mai împlinită și mai conectată cu Divinul și cu cei din jurul nostru. Integrând iertarea în viața noastră, ne putem transforma modul de a gândi și de a ne raporta la lume, creând astfel un mediu mai pașnic și mai armonios. Iată 10 afirmații care te pot ajuta să integrezi iertarea în viața ta. Aleg să iert și să mă eliberez de resentimente pentru a găsi pacea interioară. Îmi permit să mă iert pentru greșelile trecutului și să învăț din ele. Înțeleg că toți oamenii, inclusiv eu, fac greșeli și aleg să răspund cu iubire și compasiune. Îmi eliberez inima de povara urii și a resentimentelor, permițând iubirii să curgă liber. Aleg să iert pe cei care mi-au greșit, permițând astfel vindecarea să înceapă. Mă concentrez pe prezent și las în urmă durerile și greșelile trecutului. Iertarea îmi deschide inima și mintea către noi oportunități de creștere și fericire. Îmi asum responsabilitatea pentru propria fericire și aleg să nu mai port poverile trecutului. Îmi permit să iert treptat, în ritmul meu, cu răbdare și blândețe. Aleg să trăiesc în armonie și să creez relații bazate pe iubire și respect reciproc. Aleg să iert și să mă eliberez de resentimente pentru a găsi pacea interioară. Îmi permit să mă iert pentru greșelile trecutului și să învăț din ele. Înțeleg că toți oamenii, inclusiv eu, fac greșeli. Și aleg să răspund cu iubire și compasiune. Îmi eliberez inima de povara urii și a resentimentelor, permițând iubirii să curgă liber. Aleg să iert pe cei care mi-au greșit, permițând astfel vindecarea să înceapă. Mă concentrez pe prezent și las în urmă durerile și greșelile trecutului. Iertarea îmi deschide inima și mintea către noi oportunități de creștere și fericire. Îmi asum responsabilitatea pentru propria fericire și aleg să nu mai port poverile trecutului.
îmi permit să iert treptat, în ritmul meu, cu răbdare și blândețe. Aleg să trăiesc în armonie și să creez relații bazate pe iubire și respect reciproc. Aleg să iert și să mă eliberez de resentimente pentru a găsi pacea interioară. Îmi permit să mă iert pentru greșelile trecutului și să învăț din ele. Înțeleg că toți oamenii, inclusiv eu, fac greșeli și aleg să răspund cu iubire și compasiune. Îmi eliberez inima de povara urii și a resentimentelor, permițând iubirii să curgă liber. Aleg să iert pe cei care mi-au greșit, permițând astfel vindecarea să înceapă. Mă concentrez pe prezent și las în urmă durerile și greșelile trecutului. Iertarea îmi deschide inima și mintea către noi oportunități de creștere și fericire. Îmi asum responsabilitatea pentru propria fericire și aleg să nu mai port poverile trecutului. Îmi permit să iert treptat, în ritmul meu, cu răbdare și blândețe. Aleg să trăiesc în armonie și să creez relații bazate pe iubire și respect reciproc. Repetarea acestor afirmații zilnic poate ajuta la întărirea mentalității de iertare și la integrarea acestui concept în viața ta de zi cu zi. Și acum, iată o rugăciune pentru puterea de a ierta, care te poate ajuta să găsești pacea și vindecarea în inima ta. Așează-ți mâinile pe chakra inimii, pe anahata și spune: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru iubirea și mila ta nesfârșită. În acest moment vin înaintea ta cu inima grea, plină de durere și resentimente. Te rog să mă ajuți să găsesc puterea de a ierta pe cei care mi-au greșit, așa cum Tu ne ierți pe noi zi de zi. Te rog, Doamne, să-mi vindeci rănile sufletești și să-mi dai harul de a elibera furia și amărăciunea care îmi apasă inima. Ajută-mă să văd fiecare persoană prin ochii iubirii tale divine și să înțeleg că și ei, la fel ca mine, sunt imperfecți și au nevoie de iertare.
Îți cer, Doamne, să-mi dai curajul de a mă ierta pe mine însămi pentru greșelile mele. Ajută-mă să mă accept așa cum sunt și să învăț din fiecare experiență, știind că sunt un copil al Tău, iubit și prețuit. Te rog să mă umpli cu pacea Ta și să mă călăuzești pe calea compasiunii și a iubirii. Fă să fie lumină în inima mea, astfel încât să pot răspândi iertare și bunătate în jurul meu. Ajută-mă să trăiesc în armonie cu cei din jur și să construiesc relații bazate pe respect și înțelegere reciprocă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești mereu alături de mine și mă susții în fiecare pas al călătoriei mele. Cred în puterea Ta de a transforma inimile și viețile noastre prin harul Tău nemărginit. În numele Tău sfânt, mă rog. Amin. Aum. Așa să fie, așa-i.